Mai mai repede, te rog eu frumos că mă ceartă mama. Că stau prea mult și dau vina pe tine. Dar ți-ai pus tocul de dimineață. Așa, să fiu și eu înăltuță, ce să mai. Dar unde mergem? Păi nu trebuie să schimbi? Ia uite frumos, te-au așteptat și cu apă. Avem și... Stai puțin să mă hidratez, vrei? Nu. Doamne ajută. De ce este? Un costumaș. Măi, Ana, e camulație. Asta e pentru mine sau pentru tine? Pentru tine. Oameni buni. Sunt capul ăsta, vrei să zici? Așa de ele? Ia uite. Doamne. Hai, papa, să mă îmbrac. Mă simt ca o balerină, mă simt ca o lebăduță albă. Uite ce clesnuțe ai, uite. Am piciorul și atâta. Restul nu-ți mai arăt, lasă să fie surpriză. Haideți, doamna doctor, să-i dăm un pic de refresh. Da, o să-i dăm. Mai ales că acest aparat este indicat pentru proaspetele mămici, ne ajută asupra calității pielii, pentru reducerea gradului de celulită și reducerea testului adipos. De pe aici, așa trebuie. Hai că s-a terminat răsfățul. Bună dimineața, trezire. Bună dimineața. Hai la următorul, că mai ai treabă. Unde mergem? Te duc să te curentezi un pic acum, ca să... Dar ce ai avea cu mine astăzi? Du-te, bine? Schimbă-te, dă-ți costumul jos, da. Și rămâi doar în halat și să revenim. Imediat vin, imediat. Ana! M-ai pierdut! Aici erai împielițată mică care ești. Ce mai ai pregătit aici? Hai, treci la curentat. Să nu cumva să o lăsați pe Ana să pună mâna acolo, da? Cât avem? 20, nu? 40. 40? Nu cred că nu... Ba da, s-a făcut. Să dau la butoane? Nu! Un pic, hai, lasă-mă, un pic. Nici un pic. Nu! Uite, un pic, haide. Te curentează? Da, puțin. Deci, acum ai umblă la mușchi, da? Da, aparatul acesta lucrează pe musculatură. După o sarcină, organismul nostru își pierde din tonus. Cu bateriile încărcate după tratamente, am plecat acasă să gătim pentru cei 6 copii. Dar înainte, Anca i-a pregătit Anei o omletă. Ce liniște e acasă. Păi nu ești copii, uite. Liniște, liniște. Tata, haide să ne... Schimbă-te. Mă schimb. Să faci mâncare, că vine și soțul din America. Doamne ajută, îți dai seama? Oare ce mi-aduce? Ți-aduce cadouri? De obicei, da. Ne-a cerat toți cadouri, da. Da. Este un bărbat generos. N-aș putea să spun. Doamne ajută! Hai, Cata, ești pregătită de atac. Sunt pregătită, dar fii atentă. Vreau să așez masa, dar întâi stai să curăț cartofii pentru musaca, ca să-i pun la fiert cât stăm noi și vorbim. Ce vrei să fac? Nevoia mă învață. Du-te tu, fomle, dacă spăl eu cartofii. Bine, dar dacă vrei poți să-i curezi, nu e nicio problemă. Pui vasul ăsta separat. De ce mie îmi pui mai mult și ție mai puțin? Trebuie să împărțim frățește. Lasă că mă iau de la tine, Ana. Cu foamea potolită, cele două se apucă de musaca, mâncarea preferată a lui David, băiatul cel mare. Ca să meargă treaba mai repede și mâncarea să fie gata la timp, una toacă rapid ceapa, cealaltă spală vasele. Dar ce să vezi, cartofii sunt uitați la fiert. Vă rog eu, fac un apel la dumneavoastră. Producători, nu mai trimit. Nu, deci eu nici nu mai ieși, tai. Deci spală-te pe cap, nu știu ce faci, cum îi tai. Vezi că ea trebuie să fie rondele, ia, ce faci tu aici? Eu uite ce frumos i-am tăiat, ai venit sau o singură rondea din doi cartofi? Ne purtăm frumos cu ei, să nu se sfărâme. Dar eu să mănânc ca pe piesele de pază. Două gospodine suntem, dacă vă gândiți cumva să ne luați la MasterChef, anul viitor, sezonul viitor, să nu faceți greșeala asta. Du-te să vezi dacă au venit copiii, că termină aici. Vezi cine e. Du-te și vezi cine vine. Hai că au venit. Du-te că ei sunt salvarea ta. Du-te, du-te și vorbește cu ei. Wow! Bună, mami! Cum a fost la școală? Bine. Bine? Și n-a zis nașpa, vin o să te văd. Te-ai dus sus? Bună! Bună. Ia uite, David, ce ți-am făcut. Yummies! Unde-i Moise? Sărăcii rău de tot. E sărăcii rău? Da. Asta este felul preferat al lui David. Serios. Și uite-te ce e mâna ta, mama, e plin de cerneală. Te-ai distrat la școală, nu? Mama, am teme. Ai teme? Ai teme? Multe. Ana e aici să te ajute, este asistenta ta astăzi la teme, să știi. Bună! Bună ziua, bună ziua, mea! Cum a fost la grădini? Bine.
Ce vrei? Ce vrei de mâncare? Cartofi. Mama, dar ți-am pus pachet, ți-am pus foarte mult pachet astăzi. Cartofi. N-ai mâncat? Ba da. Ia să vedem ce ai de făcut. Pe care avem? Asta și asta? Da. Și câte rânduri trebuie să faci? Toate. Toată pagina? Mhm. Uh-huh. Oh, am înțeles. Ia, de aici e lucrat destul de bine. Uite, văd că ți-am pus mis văzut. Aici e o mică greșeală, noi suntem în clasa 1, deci de-abia la debut. Care este promițător. Da, văd. Vezi, nu? Și-a zbugit-o iar la... Și-a zbugit-o iar la joacă. Cât vrei să mai stai să te joci? Până vine tata. Noaptea? Asta le fac. Seara vine tata. Nu, vine la 6, mai sunt 3 ore până vine. Deci ce să facem? Ascultăm copilul, că încotro n-avem ce să facem. N-avem, ce nu? Să facem? Da, ce să facem? Jocul, da, ai nu? Momente când clachezi așa, când nu vor să... Nu, nu prea, nu, nu. Când clachezi te sun pe tine, sunt un prieten. Mai nu, sincer, am învățat că nu e nimic atât de important încât să nu găsesc o rezolvare, știi? Și, din păcate, fiindcă suntem mai mult singuri, adică fără Adi, ne mobilizăm cât putem și cum putem. De aceea, iar răspund, din păcate, lucrurile nu ne ies întotdeauna ca la carte cum aș dori eu. Plec, nu mai stau pe capul tău, te las cu musaca, ai grijă de musaca. Da, hai să mai vedem dacă s-a făcut totuși. Da, pleci, adică te sărafă, măi. Măcar mănușa o am de gospodine, ca altceva. Ia, hai că e bine. E bine. E bine. Arată ea. La sfârșit trebuie să știți că știu și asta, la sfârșit de tot fac un sos din bulion pe care trebuie să-l pun așa pe deasupra și să-l mai dau cam 5 minute la cuptor. Deci, în teorie, sunt foarte bună, la practică stau mai puțin bine. Dar noroc cu Ana, mulțumesc, Ana!